Trăim într-o lume globalizată, complexă și, din păcate, deseori impredictibilă și violentă. Modul în care, în aceste condiții, țara noastră poate să-și valorifice în deceniile următoare potențialul uman, geografic și economic, depășește astăzi cadrul unei teme teoretice. Mă bucur să constat că Academia Română s-a angajat într-un demers de analiză și previzionare strategică pe termen mediu pentru o serie de domenii importante ale vieții economico-sociale.